Viața cu lui. În copilărie am aflat că sunt două feluri de doctori. Cei care merg la facultate timp de 6 ani și mama. Opriți vâzitul. Ia, hai să vedem. Termometrul indică 38 de grade, dar eu simt că e o temperatură normală, 36 de grade. Trebuie să cumpărăm un termometru nou. Îmbracă-te, lui. Haide să nu întârzi. Doamna doctor Anderson știa întotdeauna când voiam să chiulesc de la școală. Se pare că v-ați ales cu toții un proiect pentru ora de biologie, cu excepția lui Louis Anderson. Eu încă nu m-am hotărât. Louis, până săptămâna viitoare trebuie să termin. Săptămâna viitoare aveam de gând să fac gripă. Hei, mi-am găsit proiectul. Pui! Uite, păstrați-o și peste câteva zile ne uităm să vedem ce a crescut din ea. Louis! Bine, o să mă ocup de vulcani. Regret, i-a luat deja Linda. Dinozaur? Se ocupă domnul Glenn. Hei, Luizaurus, poate-ți demonstrezi cum ai să dispari. N-a mai rămas nimic interesant. Să vedem, încă n-a luat nimeni gândacii de gunoi. Ca să vezi. Nimeni n-a ales albinele. Hei, oricât mi-ar plăcea gândacii, o să iau albinele. E normal să întâmpini dificultăți când rezolvi un proiect de biologie, dar ați mai auzit de cineva care să nu-l găsească? Albinuțo, caut o albină, o albină. Nu-s pretențios. Bună, lui! Bună, Ginny, e ziua ta norocoasă. Îți dau voie să-mi găsești niște albine. Ce zici? Nu pot, lucrez cu tata la proiectul de biologie. Cum adică cu ta? Profesorul a spus că ne pot ajuta și părinții. Hai de Ginny, să-i facem o probă de viteză. Îți place? Merge cu energie solară. Grozav. Sper să plouă. Hei, lui! Bună, Tadler. Cum merge proiectul la biologie? Grozav, mă ajută tata. Mai sunt 2 minute și trec repede. Haide! E gata de lansare! Trebuie să plec. Testăm racheta, vrei să vezi? Nu, trebuie să merg acasă să-l ajut pe tata. Probabil s-a apucat deja de lucru. Sunteți condamnate. V-am prins. Ce faci? Tema, e proiectul meu la biologie. Albine, ce fel de proiect mai e și ăsta? Nu știu. Am avut de ales între albine și gândacii de gunoi. Trebuie să alegi gândacii! Aștia măcar sunt folositori! Mă ajut sau nu? Glumești? Albinele sunt rele! Sunt un fel de kamikaze ai naturii! Sunt baionete cu aripi! Pe Fermidon, străbunicul meu, l-a omorât albinele! Știam că a murit de bătrânețe! Da, dar albinele i-a ucis sufletul! Anii au făcut restul! Da, da, mulțumesc de ajutor, tată! De-aia sunt aici! Ce se întâmplă aici? Ce Dumnezeu! Salutare, vecini! Îți place mașina mea? E minunată! A fost bine în vacanță? A fost minunat! Ei, treceți diseară pe la noi! Vă arătăm fotografii din excursie! Tată, hai să vedem fotografiile! Nu asta vor ei! Vor doar să se laude cu mașina cea nouă, să ne dea peste nas! N-au spus nimic de mașină, Andy. Vor doar să ne arate poze din vacanță. Pariem? Și aici suntem la Marele Canion. Oh, nu! Nimic despre mașină, nici gând. Andy, dar nu e în toate pozele. Asta numai pentru că la Statuia Libertății se ajunge cu barca. Aici suntem pe muntele Rushmore. Văd că ai fost ocupat în vacanță. Probabil n-ai avut timp să te ocupi de proiectul de la biologie. Poftim? E aproape gata. Am profitat de ocazie ca să adun simbolurile florale ale fiecărui stat. Tu ce ai făcut? Păi, am prins 2 albine. 2 albine? N-o să te acuze nimeni de prea mult zel. Încrezutule. Oh, uite, uite. Aici suntem în drum spre Statuia Libertății. Noroc că au avut un feribot destul de mare pentru mașina noastră.
Gata! Mi-a ajuns! Mă duc acasă! În viața mea n-am văzut pe cineva mai înfumurat! Tare mi-ar plăcea să le văd mașina pe un fund de prăpastie cu ei cu tot! Asta da poză! Să ne atace orașul! Nu! Nu-mi vine să cred! O să fac insolație! E plăcut! Parcă am fi în vacanță în Bahamas! Glumești? Parcă am fi în sauna! Nu-mi permit să slăbesc prea tare! Jensen, știa că îmi doresc o mașină ca a lui și acum face pe grozavul! Dar nu e vina lui că noi nu ne putem permite una! Dacă vrei să strângi bani pentru o mașină ca a lui Jensen... Găsește-ți și tu un hobby. Dar am un hobby, creșterea copiilor. Crede-mă că nu mi-aduce niciun ban. Un hobby adevărat, ca unchiul Haskell. Ți l-aduce aminte pe unchiul Haskell? Confecționa nave din sticle. Normal, doar era la marină. Ce să faci când ești plecat pe mare 6 luni pe an? A scos atâția bani că și-a cumpărat o căsuță la țară. Dar roți avea? Nu știu. Eu vreau una cu roți. Ia să vedem. Filatelie, obiecte de artizanat, cartonașe de baseball. Dar aș putea să-mi fac un hobby din a-mi căuta un hobby. Da, am găsit! Miericică! Da, inimioară! Noto! Miere adevărată, miere dulce. O să-mi cumpăr o mașină mai tare, ca a Jensenilor. Haide, ajutor! Mulțumesc! Cât e de grea! Am adus niște prieteni pentru albinele tale să nu se plictisească. Da, mă tot băteau la cap că vor niște frățiori. Lui, tata vrea doar să te ajute. Nu spuneai tu că toți tații trebuie să-și ajute copiii? Da, dar amândoi știm că tatăl meu nu-i ca ceilalți. Ce vrei să spui cu asta, lui? Da, eu sunt! Iată-mă! E costumul meu de apicultor. O adevărată operă de artă! Mă simt de parcă aș purta o armură! O să-ți iasă un proiect grozav! Și asta n-are nimic de a face cu noua mașină pe care vrei să ți-o cumperi. Desigur! Mă mulțumesc și cu un model mai vechi, cu toate dotările, da. Dar să fie măcar cu un centimetru mai mare ca alugență. Colonia mea de albine începea să prindă viață. Aveam acum albine muncitoare, o regină și mai aveam ceva ce altor stupi le lipsește. Ferea, fiule! Intră în acțiune! Aveam un rege, unul războinic. E, ce zici? A întârziat. A trecut Halloween-ul. Lumea spune că dacă vrei ca alpinele să lucreze bine, trebuie să le câștigi încrederea. Știi tu ce înseamnă? Ce? Înseamnă că trebuie să ne identificăm cu albinele. Amândoi? Mai sus? Un pic mai sus. Aproape că am ajuns. Gata? Da, da, chiar așa. Eu sunt. Sunt unul dintre voi. O mică albinuță. Bez, 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 bez. Supraveghez producția de miere. Haide, arătați-mi și mie ce ați făcut. La masă, albinuțele mele. În sfârșit, mor de foame. Hei, lui! Dă-mă jos! Lui, deci, lui, cum merge proiectul la biologie? Păi, să mă uit în jurnal. Uite ce am notat până acum, ziua a doua. Tata se împrietenește cu albinele. De ce mai faceți voi azi? Regina ce face? E drăguță cu voi? Iar eu? Pe mine m-au înțepat. Au! Doare! Ziua a patra. Tata dresează și organizează albinele. Bun, ascultați! Cred că dacă ne-am organizat în ture, am grăbit producția de miere. Să ne aliniem! Socrate, Ben, Willard... Eu fusesem însărcinat cu număratul albinelor din colonie. 248. Nu mișca! Hei, tată, câte trebuie să fie? Multe! Ziua a cincea, tata le dă sfaturi. Împreună trebuie să lucrați împreună! Se scrie cu Y! Andy cu Y!
Bine. Bine, și acum finalul. Ce trebuie să ținem minte? E, așa mai merge. Mie mi s-a ordonat să nu mă amestec. A trebuit să privesc totul din casă. Eu trebuie să observ albinele, nu pe tata. Nu exagera. O să rămân corijent. Ce-i drept de data asta, tatăl tău? A cam exagerat. O să vorbesc cu el. Deși, între noi fie vorba, asta a devenit o problemă în ultima vreme. Andy, trebuie să-ți spun ceva. Mă îngrijorează faptul că... Vă iubesc, micuțelor. Nu știu dacă am apucat să vă spun astăzi. Sunteți familia pe care n-am avut-o. E prea mult. Bună, lui! Credeam că ai treabă cu albinele. Mi s-a interzis să mă apropii de ele. Ție cum îți merge? Grozav! Texasul a înverzit și coasta de este în floare. Hai, îți dau la schimb câteva albine pe insulele Hawaii. Lui, ce o să faci? Nu știu, poate l-aduc pe tata la oră. L-am văzut și eu și cred că ar fi înțelept să-l ții la distanță de oameni. Andy? Da, da, vin acum! Tocmai le spuneam o poveste! Și cum spuneam? Se întoarce și găsește un cârlig atârnând în stop. Ha, iată! Ce faci aici? Mai încet! Prietenii mei sunt foarte sensibili, îi sperii! Pierzi mult prea mult timp cu albinele astea. Mai întâi ai furat proiectul lui Lui și acum nu mai vorbești cu mine. Tu mi-ai spus să-mi găsesc un hobby ca să cumpăr mașina. Păi da, da, a ajuns o obsesie. Nu e o obsesie! Nu e o obsesie! Nu e o obsesie! E destul de dreaptă antena? Andy, va trebui să alegi ori familia, ori albinele. Pot să mă mai gândesc? În sfârșit sosi și ziua cea mare a tatei. A venit vremea să-mi plătiți, micuților. După un antrenament intens, tata avea să-și cumpere mașina visurilor lui. Lipsea un singur lucru. Miere? Nici un pic de miere pentru cel mai bun prieten al vostru? V-am îngrijit, m-am costumat ca voi, v-am făcut foc de tabără! M-am costumat ca voi și nu-mi dați nimic! Tata dăduse greș, dar eu nu-mi permiteam. Trebuia să-i arăt ceva domnului Lambert. Intrați aici. Sper să iau 10. Hei, lui, ce e acolo? Albine. Wow! O să fie o zi lungă. Ce? Lui n-are splină? A spart piscina? Lui a roat regina! Bine, foarte bine. Următorul, lui Anderson cu albinele. Bine, după cum știți, proiectul meu e studiul unei colonii de albine. Mi s-ar putea spune civilizația albinelor sau stupul un întreg univers. Două albinuțe într-un borcan. Da, și așa merge. Uite, sunt milioane afară! Singur, datorită efortului insistent pe care l-am depus, am reușit ca plecând de la două albine să întemeiez o întreagă familie. Înainte de lui, după lui! Hai de mine! Mai rău nici că se putea, nici dacă lua gândacii! Închideți ușile și ferestrele! Păstrați-vă calmul! Nu intrați în panică! Alo? Alo? E mort! Au mestecat firele! Suntem pierduți! După cum știți, albinele au maxilare foarte puternice. Rămâneți în clasă, nu vă speriați! Mă duc după ajutor! Sigur! Și ce o să facă? Jensen! Anderson? Avem urgență! Albinele! S-au dus după regină! În Anglia? Nu! După matcă! S-au dus la școală! Dumnezeule,
Știam eu că o să avem probleme. Păi să mergem, Anderson. Asta e ce cred eu, ce... El? E asistentul meu, Enrique, trage un pui de somn. În patologii ăștia. Trebuia să-mi imaginez. Nu te lași până nu te vezi în mașina mea. Da, de unde, Jensen? Nu, pot să conduc eu? Hai, lasă-mă pe mine. Regret, telefonul e ocupat. Pe el! Hey, Glenn, mai ai ceva pe sub costum? De ce? Rezistați, domnule! Bravo, Lee! Bravo! Lui! Talente! Ia trei oară când punem benzină! Cu banii pentru mașina asta ții un copil în facultate! Bine, bine, așa e. Nu e așa grozavă. Am parcat-o lângă tine doar pentru că am sperat să-ți placă destul de mult ca să o cumperi. Să ți-o cumpăr? Ai noroc că nu te dau în judecată pentru expunere la radiații. Uite de la mine, arată îngrozitor! Tată, fii atent, nu o să te recunoască fără costum. N-am timp de asta, sper să le fi câștigat deja încrederea. Bine, tată, bun plan. O să-l facă bucăți. Hai, lui, dă-mi proiectul! Ești de aici? Trebuie o momentă. Am eu! Repede! Deschide ușa, Jensen! Gata! Hai, să mergem! Sunteți teferi cu toții? N-am pățit nimic, tata. Hei, domnule Anderson, albinele s-au adunat pe florile de câmp din Tennessee. Da. Să nu vă supărați pe mine, dar sunt sigur că astea nu sunt albine. Sunt viespi. Norocul meu. Unde mergem, de fapt, Anderson? Cu bine, Socrate, Willard, Ben, ați fost grozavi. Cele mai grozave albine pe care le-am cunoscut. Sunteți libere. Ce faci, tată? Le trimiți spre sud? Spre Tennessee? Nu, soacră mea locuiește dincolo de deal. E alergică la viespi. Ei bine, lui, pentru studiul tău asupra albinelor îți dau nota 6+. Mulțumesc, tată. Totuși, pentru studiul tău excelent asupra ciudățeniilor și anomaliilor care pot apărea în relația om-natură, primești nota 10. Până la urmă ai 9-. Serios? Da! Îmi pare rău că ți-am stricat proiectul lui. Nu-i nimic. Grație relației tale ciudate cu natura, am trecut. Vezi? Pace să ai un bătrân țicnit pe aproape. Cum spui tu, tată? La revedere, lui! Da. Mulțumesc, Anderson. Să nu mă suni. Te bâzei eu. Aura, nimic nu e mai important ca familia. Oricum, tu ești mai dulce ca mierea. Pundărelul meu! Tata a renunțat definitiv la antene și un timp totul a mers normal în stupul nostru de la Cedar Null. Întors la stup, m-am străduit să fiu un lucrător sârguincios. Cât despre regină, s-a bucurat de atenția cuvenită. Aici suntem la muntele Rushmore. Grozav! Ne-ai arătat-o de 100 de ori! Hei, asta de unde a apărut? Nu-i deloc amuzant, să știi! Glumeam!